745 de profesori și absolvenți și-au încercat norocul astăzi la concursul de titularizare organizat în 4 centre de examen: Grupul Școlar de Marină, Colegiul Național Vasile Alexandri, Colegiul Costache Negri și Școala numărul 29. La ieșirea din sală, concurenții au susținut că subiectele au fost dificile și că s-a pus mai mare accent anul acesta pe metodica predării. S-au schimbat regulile jocului în timpul jocului. Înainte cu două zile am intrat pe internet și am văzut cam ce subiecte ar putea să pice la examen. Iar cu o săptămână înainte am aflat că s-au schimbat modul de a da examen. Mi se pare corect. Cum vi s-au părut subiectele? Mai grele decât anul trecut, diferit față de anul trecut. În primul subiect, la conținut, mi s-a părut puțin mai greu. Dar partea din metodică a fost acceptabilă. Este primul an când se dă altfel, deci o altă formă de subiect. La ce notă sperați? Nu știu, nu pot să zic acum, sincer. Inspectorul adjunct Diamanta Bulai confirmă faptul că anul acesta concurența este acerbă, chiar dacă sunt foarte puține posturi titularizabile. 1328 de posturi, dintre acestea doar 193 sunt posturi titularizabile, ocupate de candidații care reușesc să obțină media de repartizare 7. Restul posturilor sunt posturi care vor fi ocupate de suplinitori, adică cei care reușesc să ia media 5 la acest examen și nu numai la acest concurs, media de repartizare mă refer. 237 de posturi care vor fi ocupate prin suplinire sunt posturi complete. Celelalte sunt posturi incomplete, adică număr mai mic de ore, da? 898 de astfel de posturi. Cel mai mare centru, da, a avut o prezență de 745 de candidați din totalul celor 873 de candidați cărora li s-au validat, da, fișele de înscriere și care au reușit să promoveze prima probă a acestui concurs, adică inspecția specială la clasă, și a existat un element diferit, să spunem, în felul în care au fost concepute subiectele și mă refer la structura acestor subiecte. De fapt, structura lor a fost și anunțată în urmă cu o lună de zile. Ne referim la o structură a subiectelor care se află în limitele programei de concurs, dar practic, în constituirea subiectelor există mult mai multe elemente de metodică. Pentru că ne interesează să avem profesori care să fie buni specialiști, adică să cunoască foarte bine specialitatea pe care o predau, dar de asemenea ne interesează să fie și buni profesori, buni pedagogi. Materiile cele mai căutate anul acesta la examenul de titularizare sunt chimia, unde un singur post este titularizabil, mecanica fără posturi titularizabile și limba și literatura română. Un singur candidat de la grupul școlar de marină a fost eliminat din examen pentru că avea telefonul mobil asupra sa. Lucrările vor fi corectate în centre din afară a județului Galați de către profesori din învățământul preuniversitar cu gradul 1 de specializare. Primele rezultate ale examenului vor fi afișate pe data de 7 august, depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, urmând apoi repartizarea pe posturi.